Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta voi face un tutorial cum să aveți status animat pe Discord. Adică aici, dacă scriți ceva la status, să fie animat, să aveți mai multe cuvinte, să se schimbe automat. Și prietenii voștri să creadă că voi stați să schimbați aici. Deci să trecem la treabă. Mai întâi trebuie să intrați pe primul link din descriere, care este Better Discord. Dați download și dați la ăsta, Bandage BB Windows EXE. Îl downloadați pe ăsta. Frumos, mai frumos. Aici dați install-ul, agree, dați install Bandage, install disable, până acolo, install. Și cam atât. Și acum o să ne iasă automat din Discord și o să ne intre la loc. Uitați așa. Și cum vedeți, s-au pus Better Discord. Aici a apărut public. Dacă a apărut public aici, înseamnă că s-a făcut. Și acum dacă intrăm la setări, cum vedeți, au apărut aici Bandage de BD, setting, plugin, toate astea. Așa, acum trebuie să intrați pe al doilea link din descriere. Animated status plugin ăsta. Dați download. Așa. Iar acum trebuie să intrăm pe Discord aici la plugins, open plugin folder și vom băga acest animated status aici în folder. Da. Gata. Acum ar trebui să avem pe Discord. Cum vedeți, a apărut pe Discord, a apărut această casetă. O activăm și uitați aici ce scrie: Animate your Discord status. Dăm settings. Aici auto token key. E un cod. Voi trebuie să scrieți ceva la set custom status. Să scriem 5 și apăsați Ctrl Shift E să deschid această consolă. Dați la network. Advos Federico Console Network. Așa. Federico. Cred că am scris aici. Da, să scriu din nou. Ceau. Dați aici unde scrie science, nu importă pe care dați. Bă, dar ce dărea acum nu merge? A, da, dați la headers aici, la science. Cum vedeți, este pe prima general, response headers și dați la treia request headers. Acesta, authorization. Authorization. Copiați ăsta. Copiem, puteți să ieșiți după din consolă. Acum intrăm iarăși la plugins, settings și punem aici codul ăsta. Așa. Aici time per keyframe. Aici este timpul când se schimbe gen ce ați scris voi. Recomandat este să puneți 3000 pentru ca să nu aveți niciun fel de probleme la Discord sau ceva. Dar eu voi pune 2000, că se mișcă mai rapid, dar mai jos de 2000 nu trebuie să puneți pentru că vă luați bani de la Discord. Așa, aici, ca să scrieți ceva, trebuie să puneți... Stai să schimb pe limba engleză. Așa, trebuie să puneți pe aceste virgule sus, câte două virgule, și în ele să scrieți. Cum ar fi hello. Stai că... Hello. Puteți să scrieți pe engleză, pe rusă, pe ce vreți voi. Puteți să scrieți și emoji. Dacă e hello. Dați așa. Și cam atât. Dați save. Și acum uitați.
Hello YouTube. Vezi cum se schimbă automat. Sper că v-am ajutat cu acest video. Eu am fost Twink și ne vedem data viitoare. V-am salutat. Pa 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 pam.